Salut și bine v-am găsit la un nou episod cu... Ăsta era Reșu. Da, bună dimineața. Este... De fapt, dacă ne luăm copii pe aia, habar n-am. Pentru că... Nu știu. Dar ăsta e Vlad, ca de obicei, anime România Show. Nu știu dacă... Ți-a mai arătat numele? Nu știu. Nici că m-am Among Us în Roblox, putem să nici că nici Among Us real. A, da, pe mod. Deci ne dăm pe mod când noi să emergency meeting. Și da. Vreau să pic impostor, deci pe episod ești de fain cu impostorul. Pentru că e foarte fain. Aș aprecia dacă m-ar da, dar nici că vreau. Tocmai am văzut pe cineva că și-o da vent. L-am văzut pe albastru închis că și-o da vent. Ok. Un electrical. Bine. Chica, no. Săracu. Am dat, deci am dat puțin alte alt tab ca să văd dacă suntem toți ok pe Discord. Chica, German, if not then peach. Bine, uitați-mă pe mine. German? Toată lumea e germană. Aha. Hai, votează. Ei, oricum e senior. Da. A, uite că e și șa. Bun. Ia să vedem, a fost sau n-a fost? Was an impostor. Da. Deci și-a dat vent când eram fix lângă el. Știu că eu nu eram foarte atent și apoi mă uit. Deci stai, vreau să fiu eu albastru închis, sper să dea liv. Eu vreau să fiu Simon, dar are și Simon. Hai să schimb culoarea. Yes! E Simon! Eu încerc să aleg albastru închis, dar nu schimbă culoarea. Nu, nu o să schimbe culoarea. Da, îmi place culoarea asta, că de cât. Culoarea mea preferată. Bun. Mute. La mod. Ok. Crime de data asta? Să văd dacă totul merge. Da, toată lumea e pe mod. Că dacă aș fi eu impostor și nu sunt pe mod. Și zic că sunt impostor, o să fie oribil. Am văzut în videoclipurile mele că suflu în microfon. Așa că încerc să vorbesc mai departe. Pentru că atunci când mă joc Fortnite, eu mă aud foarte încet și trebuie să vorbesc cu microfonul în gură la propriu. Deci pe bune, la propriu cu microfonul în gură. Și de asta... nu știu, de asta acum tot vorbesc aproape de microfon, dar acum sunt puțin mai departe și sper încă să se audă. Așa. Facem task-uri. Eu nu suspectez pe nimeni. Momentan. Unde mai sunt task-uri? Ok, în Upper Engine. Uite, Vlad nu pare deloc suspect. Vlad pare că face task-uri. Și mai avem în story și medbay. Medbay am scan? Nu, am inspect. Așa, heading samples. Ok. O să fiu foarte fericit când Vlad își va putea la Overwatch ca să facem mai multe videoclipuri și cu el pe Overwatch. Dar eu o să mă joc și normal. Nu trebuie neapărat ca Vlad și Overwatch ca să mă joc. O să fac chiar poate episodul următor. Cine știe. Ok, deci ce s-a întâmplat? L-am văzut pe ping. Da. Purple sau Pink, nu știu ce era. Cum l-a omorât pe albastru închis? Purple. Pe care? Pe care, da. Ok. Dacă nu-i Purple, e Pink. Da, nu e Pink. Ah. Pink nu există. A, da, e o magenta asta. Magenta? Deci aici în jocul ăsta e Purple, că doar... Purple e skill. Vlad nu așa skill dark.
Bine, Da. dacă nu e ăsta. Da, a, e. Bine. Deci meciul lasă să termine prea rapid. Deci mă întorc în timp. Vine Purple. Mă întorc unde body. Da. Când voi fi, când voi fi eu impostorul, nu va dura așa, nu, nu va dura așa puțin. De ce? Pentru că sunt atent. Ești foarte bun ca impostor, vrei să zici? Aaa. Mi-e foarte frică când ești impostor, extrem de tare. Știi, pentru că nu știi la ce să te aștepți. Să să-ți dea cineva vot, da, știi? Da, bun, hai, noapte bună. Noapte bună. Te ascult. Îs impostor. Hai. Da, ok. Îs impostor, fiți atenți că îs impostor. O să încerc cât de bine pot. Încerc cât de bine pot să fiu. Ah, ok. Rariș, dă-te pe mod. Da, stai puțin că am apăsat să o greșit. Ok. Încerc să omor pe cineva. Eu prefer să omor pe cineva în partea asta hărții, pentru că e mai puțin vizitată. Sper că nu pare suspect. Chiar părea suspect asta. Vreau să închid ușa, dar nu se închide ușa. Aici. Dacă l-omoram pe Pink acolo, eram mort. Adică mort. Nu știu cum să zic, dar mort. E foarte frică că cine să omor? Și trebuie să fac rapid. Toată lumea stă grupat. Dacă Vlad era singur aici, da. Toată lumea stă grupată. Și fac task-uri. Ceea ce nu-mi place mie cel mai mult. Tot mă plim să găsesc pe cineva. Pe oricine. Pink, firar tu. Pe Pink trebuia să-l omor. Încă poate în electrical. Mă duc în electrical. Nu-i nimeni. Okay, hai mă, nu! Cineva, oricine. Ok. Nu pot să ies din venii căieri. Aștept care ar să-l găsească. Ok. Era ok, era fix în fața mea. Oh, ok. Da. Deci v-ați întâlnit între voi? Nu știu, nu m-am întâlnit cu Vlad. Ah, ok. Dar tu i-ai dat, cine i-a dat? Ah, tu i-ai dat? Păi eu veneam, da. Deci veneam și după aia am văzut corpul și după aia a venit și i-ai dat report. Ce că plec? Bă, nu să-i dau report, dar n-ai. Bă, ce că plec? Care că-i luat în altă mie? Hai să-l votăm pe Black. Eu zic că I was not mean. Ah, el a fost doamne de știetăs. Mi s-a părut și verde suspect. Stai că îl dau puțin pe Vlad mai încet. Da. Și mie mi s-a părut. Okay. Mi se pare că părea că a făcut fake. Oricum, ah, nu impostor. Oh, ok. Eu încep să mă panichez din ce în ce mai mult pentru că fac task-uri. Dar eu nu am omorât pe mulți. Trebuie să-i dau un sabotaj, neapărat. Un sabotaj le merge acum, îmi priește. O să dau lights. Dau lights.
Și apoi se va întâmpla magia. Ținta perfectă. Ok. Ok. Ok, unde? Eu eram cu Vlad, făceam luminile. Dar mie îmi place cum arată cât sunt luminile dezactivate. Da, deci e de ok. De ce votăm? Îl votăm pe Carlo, că poate e self-report. Da, pentru că eu nu sunt, eu... Da, cel mai probabil e Carlo. Eu mergeam și eu spre electrical. Numai că am luat calea mai lungă pe la reactor. Pentru că acolo. Cum am zis, mi s-a părut suspect din prima. Ce? Nu mai mă pun pe multe repede emergency meeting. Fiecare să fugă. Hai să fugim fiecare. Hai să fugim. Știu cine, sunt sigur cine. Deci, eu acum sunt ca Elena. Deci, da, Elena e o colegă, da. E și o prietenă. Îs fix ca Elena că... Ce? Nu ești, și... Bă, cine e Radu Zine? Cine e? Tu! De ce? Pentru că par ce mai suspect. Dar stai, dar tu te-ai întâlnit cu Vlad atunci când ai găsit corpul. Eu mă fui. Hai mă, dar trebuie să mă credeți. E Vlad, ai dreptate, e Vlad. Da, pentru că m-am întâlnit cu el când era corpul. Da, v-ați întâlnit și... Eu cred că e Vlad. Hai, votează Vlad. Eu votez pe Ionuț. Ha, eu eram. Deci dacă a fost Ion, eu fac urât. Păi, o să faci urât. Bă, da, e foarte bine, bă, fiți fericiți că e foarte bine pentru episodul meu, că mi iese bine. Bine, că ți iese că e bine. Bine, foarte bine. Okay. Episodul ăsta, acum orice s-ar întâmpla, îl postez pentru că am făcut unii ca impostor și e foarte fain. Deci, faci urât, Rareș, faci urât. Băi, deci eu nu pot să cred cum ai învârtit pe deget. Deci te-am învârtit, m-am folosit de faptul că te-ai întâlnit tu cu Vlad și că tu ai găsit corpul cu Vlad și a fost doar din întâmplare asta. Da, bun, hai la task-uri. Stai, am medbay scan, veniți, Anime România Show, Vlad și tu, Rareș, veniți după mine. Ok. Scuzați-mă dacă e sunetul puțin mai rău, dar... da. Rareș de pe telefon și nu. Așa. Ok, deci acum clar nu mă... deci culoarea se cheamă Tan. Adică Tan, na. Foarte bine. Episodul ăsta cred că va ieși. Adică e foarte șmecher. Și știu că deja care e titlul. Vlad? N-am suspect pe el, să zic, pentru că nu a stat în cameră. Am suspect pe Purple. Le zic în engleză pentru că sunt mai obișnuit așa. Dar asta nu înseamnă că eu nu știu română. Mai bâlbâie așa, dar sunt într-un fel emoțiile că... emoțiile. Că eu. Da, vreau să fac episodul cât mai bun și să iasă mai bine. Ia vedem, cine i-a găsit? Eu știu cine este, dar nu pot să zic. Pe normal. Votez pe... White. Adică, în timpul ăsta o să vă dau puțin mai tare. Îl întreb lui Oaie. Dacă zici tu că e blue, hai să-l votăm pe blue. Deci mă enervează că știu cine e și vreau să zic așa tare. Dă n-ai voie, așa că stai pe Bine, stai să dau... Deci nu pot să vă găsesc un volum bine. Bă, care m-a votat mine? Cineva? N-a fost bine. Hai la task-uri din nou. Deci e rare și mă enervează așa de tare.
curând și nu știu dacă facem neapărat mai multe episoade, pentru că el nu prea are alte jocuri decât Roblox. Dar când mai jucăm un joc pe Roblox, ar putea să vină și el. De ce nu? Sunt doar fericit că am făcut un link al impostor pe video. Sunt foarte fericit. Am făcut două kill-uri. Ba nu. Unu. Ba nu, două. Două. Am făcut un scan. Ai scan? Da. Să vreau să zic... Vlad, poți să zic ceva suspicios la Rareș? Poți să zic ceva suspicios la Rareș? Că Rareș îi știu! Nu, da, de ce nu ai făcut Mad Bay cât m-am scanat eu? La moment, oricum. A. Dar oricum nu mai trebuie să-mi dăm pe mod acum. Ai dreptate. Rareș, te auzi mai... Sper că n-am ieșit greșit, sper că n-am... Oh, ce bine că n-am ieșit. Știu că e lui, dar dacă a zis Ionut că așa de tare vreau să spun... Și pumpăru... Și ziceam, în mintea mea, chiar e... Pumpăru că e Rareș. Și chiar era... Păi da, era foarte sus. Ion! Păi da, da, dar nu înseamnă neapărat că... Da, nu înseamnă... Negru s-ar putea să-ți descopere corpul, Vlad. De-i m-am băgat în foarte bine. Dacă ai fi și tu, dacă ai fi și tu, ar fi un episod și mai bun, știi de ce? Oh. Oh. Vlad, pe cine, ai pe cineva suspect? White. Why? Sper să-i votat afară. Why lime? White. Why me? Lime. White. Aici nu mai ai scăpare. Pentru că dacă votezi pe lime și lime nu e. Ha. O papa, Radu. N-ai avut așa de mare noroc ca mine. De data asta n-ai avut pe cine să învârți pe degete. Da. Pentru că pe voi v-am învârtit la grătar. Ok, trebuie mai jucăm o rundă, voi ce ziceți? Ok. O rundă, ca să nu iasă și prea lung. Și mi-e frică de o chestie. Voi v-au zis puțin mai întrerupt acum și mi-e frică să nu se audă foarte rău și după, da. M-ar fi să mă mai dă din nou impostor, ar fi... Mamă. E, dar nu scriu. Bun, hai okay. La task-uri. Task-uri. Ok, ești din nou crewmate. Am scan, am scan, veniți. Vino, Rareș. Și unde ești, Vlad? Vino, Vlad, așa. Am Mad Bay scan. Ei. Ok, merge, merge. Merge. Și rar se scanează, văd că... Ok. Rareș murmărește. Nu prea am suspect pe el. Băi, dar eu am... am luat... Puteam să o iau pe aici. Să fac două task-uri mult mai rapid, iar am luat-o pe aici. Ok. Mă duc în cafeteria. Deci, nu-i că vezi un impostor mai puțin. Trebuie să-l vezi mai mult pe acea persoană. Pentru că el se duce din toate camerele ca să vadă dacă e cineva. Ok, de ce? De ce și cine și unde? Eram pe camere, mă uitam să văd dacă e un suspect și după aia a început... Red. Hai să-l putem pe Red, să vedem dacă... Că pare... Da, că zic mai. Poate... Hai să vedem. Poate Ion iarăși. Sau poate Vlad. Ar fi fain să fii Vlad, ar fi foarte fain.
Păi, chiar m-a votat. Nu pot să cred că lui Vlad mi s-a pus ciudă pe mine și mă votează mereu. Eu cred că e Vlad. Da, votați-mă să vedeți. Nu, 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 nu vreau să votăm pentru că vreau să ținem meciul ăsta mai puțin mai mult oricum. Da. Da. Deci mi-ar place foarte mult, da, dar vreau să zic că mi-ar place foarte mult ca să fim toți trei. Ok, chiar vreau să fie toți trei. Să-mi ziceți în comentarii dacă vreți să ne mai să ne jucăm și Among Us normal. Vlad are Among Us-ul cu hack-uri. Deci el va avea skin, dar mie nu prea-mi plac hack-urile și nu-mi plac oamenii care folosesc hack-urile. Pur și simplu nu-i corect și nu-i bine. Așa. Dar pe Among Us-ul ăla e mult mai greu să te dea impostor, că aici este o limită de câți player. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 playeri. Acolo este de obicei de 10. Și din 10 playeri, 1 va fi ales. Deci cu... na. E o șansă puțin mai mică pe Among Us real. Bine, poți să pui limita de playeri de 8 sau așa ceva, dar... în 10 e mai distractiv. A, dar mai aveam și... a, na, nu mai contează. Dacă mai fac în admin aici și după. Cred că e portocaliu, cred că e portocaliu. Sau cine... nu, yellow, da, galben. Era galben? Oh, era albastru, ok? Aparent, dacă a ieșit aparent. A ieșit. Ne mai jucăm o rundă sau închidem videoclipul aici? Ce ziceți? Hai să mai jucăm o rundă să văd dacă pic și eu odată impostor. Bine, da, pentru că runda sau așa a fost prea... da, pentru că Dali, da, 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 ne mai jucăm o rundă. Da, încă una. Dacă mă dă pe mine era impostor, mamă, 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 știu direct titlul, știu direct. Ok, hai, la task-uri. Ok, bine, la revedere. E prea frică ca să respir. E prea frică ca să respir. Adică, cum să fiu eu impostor din nou? V-am zis că șansa aici e mai mare. V-am zis. Reactor. Așa, dau un sabotaj, că nu prea dădeam eu sabotaje. Dar acum vreau să dau mai multe, mult mai multe. O să dau sabotaj de câte ori pot, ca să le închid taxcurile. Să le să-i oblig să ducă în direcția aia. Ok. Nimeni în electrical. Deci de fiecare dată că am sabotaj, o să-l dau, o să-l dau. Nu evit. Pentru că e bine să dai mereu sabotaj. Pentru că ai șanse mult mai multe să câștigi. O să dau în electrical. Și l-am mor pe Vlad. Și mă-ți dau vent. Yes. N-am unde să dau vent. Să dau X-Event aici. Să mă duc în celălalt vent. Nu m-a văzut nimeni, așa. Ok. Nu. Reactor. Ok. Mă duc aici ca să-l fac, ca să-mi iau din... din suspiciune. Ok. Ne-am mai luat din suspiciune. Și am făcut un kill. Foarte bine. Să vreau să fac un kill pe Rareș. O stau puțin pe loc. Și o să mă duc înapoi. Unde? Dar cine a dat report? Nu știu. Giulca.
Eu am fost cu tine, Rare, și nu admin, ai văzut că nu te-am omorât, am stat pe loc. Da, deci s-ar putea să fie JJULKA20 pentru că a trecut pe lângă reactor. Da, sau l-am văzut pe... Deci eram pe la Shields, când mă duceam de undeva din storage, l-am fost pe la Shields și Shields e puțin aproape de Weapons. Și au trecut pe acolo Purple, Purple au trecut pe acolo. M-au votat doi din niciun motiv. O, de ce te-au votat doi pe tine? Nici măcar nu a scris nimic în chat. Da. Și nici nu prea l-am văzut pe ping. Task-uri. Task-uri. That was a close one. Cum aș putea să zic în engleză? Asta a fost pe aproape. Am o să mă urmărească negru, nu-i așa? Dar o să-l oblig să se ducă la O2. Partea aia O2. Vezi? Și pentru că... Și acum o să-mi dovedesc inocența. Pentru că o să-mi pun codul. Așa. Sper să nu-l facă la timp. Ok. Din păcate, că mai aveam o secundă sau două, dar na. Ok, încerc să mai găsesc următoarea victimă. El va fi perfect. Firan. Firan. O să dau la O2 ca să vină pe aici. Așa. Mără și-mi dau vent. Ok. Mergi la vent. Rapid, așa. Așa. Ok, și o să dai report. Unde? Eu eram o medbay, am vină? Era... Apăr. A fost la apăr. Pentru că urma reactorul, voiam să repar sabotajul. Și numai că și prima dată am văzut-o pe ea, numai că cream că e normal, după că m-am uitat să verific că era corpul. Nu știu cum stăteam în picioare, dar... Hai să-l votăm pe Black, că m-a urmărit. Bine. De ce nu votează? De ce? Da. Deși poate ești iarăși tu. Da, da, poate sunt iarăși eu, dar gândește, poate, nu știu ce să zic, dar de ce m-ar vota așa fără, nici măcar nu a zis nimic? Abar n-am, nu știu, la task. Da, pe task-ul. Nu trebuie să l-am mor pe Rareș. A, da, mai întâlnit la task-urile. Up! Nu trebuie să l-am mor pe Rareș. Rareș, vrei să stai cu mine ca să, oh. Vreau să-ți de întâi dacă vrei să ai cu mine ca să-ți arăt că nu sunt eu. Ok. Să tu ți-ai făcut scan-ul sau Vlad? Vlad, cred. Sau și-a făcut cineva scan-ul? Da. Vlad, că nu e eu. Ții minte? Eu zic că e negru. Hai, negru. Ăștia vorbesc în altă limbă, oricum. Vorbesc în altă limbă. Eu cred că-s prieteni și vor să mă voteze pe mine afară ca să câștige. Ca să câștige prietenul lui, Black sau știi? Ce?
cred că vor ca să mă boteze afară, ca să câștige prietenul, de exemplu, un prieten purple cu negru și ca să mă boteze afară. Eu cred că e purple. Știi? Eu cred că e purple, pentru că nu făcea sabotajurile, stătea acolo doar să facă fake la sabotaj. Da, și poate. Gen, da. Dar chiar, o stat acolo. O stat acolo. Purple. Deci. When was sabotaj? She didn't put the code. Dar chiar tu ai văzut că ea nu a văzut codul? Da. Nu a pus codul. Și fake sabotaj. În sfârșit. În sfârșit. Dacă nu ia e-black, dacă nu ia e-black, eu chiar te cred pe tine. Te cred pentru că okay. Nu mai omoră până acum. Deci eu te cred foarte mult. Nu, hai să stăm împreună, că nu ne poate omor. De fapt, ba da, dacă câștigă. Da, da, încearcă să... Hai să stăm toți depărtat. De da, da. Are, aaa, eu nu mai pot să ai emergency meeting. Da. Dar vezi că te poate omora în câteva secunde, cred. Hai repede, dă emergency meeting. Ok, odată el. Încă mai poate, habar n-acum. Votați pe Black, deci Black. Ok. Este Black 100%. Tu mai fi omor până acum, Radu, eu te cred. Eu mereu omor pe cei cunosc primii. Da, eu știu. Hai, votați-l pe Black. Și Black m-a început să m-a urmărit mult din meci. Dacă nu e el, eu sunt. Nu pot să te cred. Eu nu pot să te cred. Ia și m-ai învârtit ca cârnatul. Da, te-am învârtit ca și cârnatul pe tot pe deget. Bă, deci vrea așa de serios, să se pune. Da, hai să închidem episodul aici, hai veniți toți. Ok, bine. Bine, și mulțumesc pentru vizionare și noi ne revedem pe data viitoare. Pa! La revedere!